Clipul de astăzi a fost inspirat de o conversație pe care am avut-o cu draga noastră Pebbles, un personaj absolut incredibil. Da, care are o mare problemă întotdeauna, cu ce se asortează hainele, cum să-și asorteze hainele, și am luat-o la un moment dat cu teoria asortării hainelor de la zero, așa cum se făcea înainte în casele de modă, așa cum o făceau croitorii înainte, așa cum e logic, și mi-a zis, ce idee bună, și zic, ia stai așa că fac și un clip pe tema asta dacă zici că e o idee bună, pentru că este o metodă foarte simplă prin care putem să ne asortăm hainele, și mai ales în situația în care nu știți exact ce cu ce merge, ce culoare merge cu ce culoare, cum merg între ele culorile, astăzi o să vă ajut. Și v-am zis, este o metodă foarte clasică, cât se poate de clasică, pe care înainte vreme o foloseau designerii, croitorii, în atelierele de croitorie se folosea, adică este o metodă logică de a sorta hainele. Bineînțeles, în ziua de astăzi, cu fashion-ul ăsta care a luat-o în toate direcțiile, s-au mai schimbat lucrurile. Evident că veți vedea multe lucruri pe stradă sau în magazine care încalcă regulile pe care vi le spun eu, dar alea sunt alte chestii. Acolo intrăm în alt subiect, da? Pentru aceia dintre voi care nu știți cum să asortați hainele sau vi se pare că nimic nu merge cu nimic, am decis să vă arăt tehnica asta, care este cât se poate de simplă, atâta timp cât cunoști teoria culorilor. Pam, pam, da. Știu, îmi pare rău pentru voi, dar o să trebuiască să învățați un pic de teoria culorilor. Dacă aveți o predispoziție către pictură, desen, artă în general, o să vă fie mai ușor. Dacă nu, îmi pare rău, asta este. Și, intrând direct în subiect, dacă nu aveți o memorie vizuală foarte bună, vă recomand să vă printați pe o foaie roata aceea culorilor, pentru că o să vă ajute foarte mult, și de asemenea să aveți lângă voi niște bucăți de materiale în culorile primare. Asta o să vă ajute foarte mult. Bucăți de materiale, cartoane, ce vreți voi. Pentru că, să știți că nu s-a schimbat teoria culorilor de la ultimul clip în care am vorbit de cum ne asortăm hainele în funcție de pielea noastră. O să vi las și pe acela în descriere. Deci nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește teoria culorilor. Tot aia este, tot de acolo plecăm. Din păcate, trebuie să o învățați. Asta este, pare rău pentru voi, dar să știți că nu e așa de greu cu pare, da? Deci nu e atât de complicat. Pentru că avem trei culori primare aici, roșu, galben și albastru. Ce să vezi, ca să fie mai simplu de ținut minte, vă gândiți la steagul României. Și mai avem non-culorile, alb și negru, da? Super simplu, deci astea sunt culorile primare și mai avem și alb și negru pe lângă, da, care sunt în culorile. Ziceam de acele bucăți de carton sau de material, dacă nu vă pricepeți, ca să nu scoateți tot timpul hainele din șifonier să vedeți care cum se, cu ce se asortează, cel mai simplu, luați acele bucăți de material care sunt să fie în culorile astea, da, de roșu, galben și albastru, și două, una albă și una neagră, da? Și așa o să vă fie mult mai ușor să începeți să asortați culorile. Ce vreau să înțelegeți din start este că culorile primare se combină între ele, dau naștere unor culori secundare, culori terțiare și așa mai departe. Nu ne interesează subiectul ăsta. Ce vreau să rețineți doar atât. Culorile astea se combină între ele, adică dacă e să iei vopsea roșie și vopsea albastră, se combină, da? Tehnic vorbind, toate culorile se combină între ele, dar ce vreau să rețineți cu privire la astea primare, că vorbim acum numai de culorile primare, se combină între ele și toate sunt complementare. Îmi pare rău, dar sunt complementare, da? Roșu este complementar cu albastru, galben este complementar roșului, în ciuda multor lucruri pe care le auziți pe internet, galbenul iarăși este complementar cu albastru, da? Deci sunt complementare între ele. Când vorbim de o ținută, ce înseamnă că două culori sunt complementare? Înseamnă că ele sunt diametral opuse și cumva se resping, dar în același timp se pot atrage. O să discutăm un pic mai încolo, dar știu că îmi pare complicat. În teoria culorilor, culorile complementare sunt acele care pe cercul ăla de culori sunt opuse, sunt paralele, da? Așa e cel mai simplu să le descoperiți. De aia v-am zis că vă ajută cercul ăla al culorilor. Dacă le aveți pe lângă voi, dacă le aveți, puteți să printați, sunt o grămadă de variante pe internet, deci este foarte ușor de să vă ghidați de pe cercul ăla. Și de aici începe distracția. Un alt aspect important pe care trebuie să-l rețineți cu privire la haine este tonul culorii, da?
tonul cu unul lor însemnând luminozitatea, cantitatea de lumină sau, mai simplu, cantitatea de alb sau de negru pe care o are acea culoare, da? Pentru că pot fi culori mai închise sau culori mai deschise. Și o să vă dau un exemplu simplu, da? Da, hai să iau așa. Bun. Astea două, practic, sunt aceeași culoare, da? Dar tonul lor este diferit. Pe lângă asta și nuanța este diferită. Al doilea aspect, da? Pe lângă ton, asta are o cantitate mult, mult mai mare de alb, comparativ cu asta. Ele sunt roz ambele, dacă e să o iei la, de la bază, da? Ambele sunt roz, dar sunt două tonuri de roz diferite, pentru că au cantitate de alb, de lumină în ele, diferită, asta având mai mult în cazul de față, e logic, fiindcă este mai deschisă, și în același timp sunt și nuanțe diferite. Rozul obținem din combinarea roșu cu alb, da? Așa se obține rozul. V-am zis, dacă v-ați făcut pictură, este foarte simplu. Combinăm puțin roșu cu alb și ne dă roz. Acum, în funcție de cantitatea de alb pe care o punem, adică dacă vom pune cantități egale, vom obține o culoare neutră, da? Care este echilibrată, pentru că are o cantitate egală de roșu, o cantitate egală de alb. Dar dacă punem o cantitate mai mare de alb, vom obține un roz deschis, adică o nuanță diferită, o nuanță mai deschisă. Pe când dacă vom pune o cantitate mai mică de alb, da? În combinația asta de roșu cu alb, vom obține un roz mai închis, da? Mie îmi place să pictez combinând culorile, adică făcându-mi eu nuanțele pe care le vreau, de-aia mi se pare foarte simplu ce vă zic acum. Dacă vi se pare complicat, luați-o încet, luați-o ușor, că nu e chiar atât de greu. Încă un lucru care se poate face când combinăm, de exemplu, roșu cu alb, da? Mergem pe același exemplu, punem puțin albastru, da? Și atunci nuanța va deveni mai rece, da? Tot, ține tot de ton. Da? Tonul de luminozitate. Îi dăm o luminozitate rece, practic. Da? Pentru că știm deja, am învățat din clipul ăla cu asortarea culorilor la pielea noastră, că avem culori reci, culori calde, dar și culorile calde pot deveni la un moment dat reci, dacă punem albastru. Da? În general, culorile vor deveni reci sau calde în funcție de cantitatea de albastru sau de roșu, respectiv galben, pe care o aplici în culoarea respectivă. Deci sunt niște detalii la care trebuie să aveți un pic de atenție. Recapitulând ce am zis până acum, ce trebuie să observați în momentul în care vă luați o piesă de îmbrăcăminte, vă alegeți o piesă de îmbrăcăminte, în primul rând, culoarea ei, da? Tonul ei, adică luminozitatea, cât de deschisă, închisă este, da? Și dacă are albastru sau roșu în compoziție. Asta ar trebui să rețineți până în prezent. Haideți să luăm câteva exemple, să vedem cam cum ar trebui practic să ne gândim, să gândim schema asortării hainelor în momentul în care ne deschidem șifonierul și ne uităm, n-am cu ce să mă îmbrac. Bun, ce facem? Să luăm o rochie bleu. În primul rând, pe baza teoriei pe care am învățat-o până acum. Ce înseamnă rochia asta bleu? Înseamnă că este foarte apropiată de culoarea primară, albastru, pe care o avem noi inițial, albastrul ăsta, da? Pe lângă asta, ce mai are ea? Fiind bleu, are o cantitate foarte mare de alb, da? Deci este o nuanță, deci este o culoare cu un ton foarte deschis, foarte luminoasă. Apoi, ce mai putem observa în momentul în care ne uităm la această rochie? Păi, observăm că este rece, da? Are un ton rece. Înseamnă că își păstrează culoarea, pentru că v-am spus, există și nuanțe calde de albastru. Dar ajungem și acolo. Bun. Deci este o culoare rece, culoare deschisă și un albastru. Bun. Asta știm până acum în momentul în care am luat rochia și ne-am uitat la ea. Hai să vedem cu ce putem să o asortăm. Păi, ne gândim, în primul rând, ne gândim la baza ei, da? Din ce este formată această culoare. Întotdeauna o culoare poate fi asortată, în primul rând, cu acele culori din care este combinată. Adică albastru și respectiv alb. Deci prima regulă în momentul în care vreți să asortați hainele este că le puteți asorta cu culorile lor de bază. Da? Din ce sunt formate acele haine? Din ce culori sunt formate acele haine? Puteți merge la culorile lor de bază. Păi și să vedem. Ia să ne uităm noi. Punem... Stați așa să... Mai trebuie vreo 3 mâini. Așa. Hai să le luăm.
punem acest albastru lângă acest bleu. Să vedem. Merge? Merg împreună, bineînțeles, sunt două roghii, nu o să le por pe mândouă, dar ca idee, da? Merge, merge, da? E albastru cu bleu. Merge, decent, merge destul de bine. Bun. Așa, apoi, luăm alb, că am spus că are foarte mult alb în compoziție, da? Este albastru cu alb, această rochie bleu. Merge? Voi ce ziceți? Bleu cu alb? Merge? Merge foarte bine, da? În funcție de cantitatea de alb sau de negru pe care acea culoare o are în compoziție, sau roșu sau galben, în funcție de culoarea de bază care este combinată în ea, cu aia se va potrivi mai mult. În speță această rochie, da? Asta este o combinație, cum am zis, dintre alb și albastru, dar albul este într-o cantitate mai mare, fiind bleu, fiind un albastru deschis, da? Atunci, întotdeauna, bleu va merge, va gravita să se potrivească mai bine cu albul, pentru că albul este în compoziția ei într-o cantitate mai mare, înțelegeți? Este super simplu! Și așa este cel mai simplu să te gândești cum asortezi o haină, da? Te uiți la ea, vezi din ce culori este această nuanță formată, care este nuanța dominantă, care este culoarea dominantă în speță alb aici, da? Și gravitezi către zona respectivă. Asta este cel mai simplu. Asta este cel mai simplu mod de a sorta hainele. Și dacă mă întrebați pe mine, este cumva și cel mai classy. O să fie întotdeauna partea safe, partea elegantă, pentru că nu sunt șanse mari să dai rateuri cu astfel de combinații. În momentul în care te duci către culoarea de bază a nuanței pe care vrei să o porți, da? Deci este varianta cea mai safe. Teoria asta este varianta cea mai safe. Bun, haideți să luăm o altă culoare, tot ca exemplu. Ce avem aici? Avem o rochie care este un fucsia, da? Un roz, practic. Fucsia tot roz este. Dar acest roz este foarte închis. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la combinația mea de roșu cu alb, ca așa am stabilit că se face rozul, da? Am o cantitate mică de alb. Bun, hai să vedem ce se întâmplă dacă o asociez cu o îmbrăcăminte albă. Merge? Merge. În cazul de față, merge. Ce trebuie să mai rețineți despre alb este că albul se potrivește cu aproape toate culorile, da? Indiferent de cantitatea pe care o are combinată în culoarea voastră de bază pe care vreți să o purtați, da? Deci, indiferent de culoarea pe care vreți să o purtați, albul s-ar putea să meargă cu absolut tot. Sunt foarte puține situațiile în care albul nu merge, dar o să ajungem să discutăm și despre asta. Bun. Deci, pot să pun alb, pentru că am alb în compoziție, dar ce mai pot să pun? Pot să pun roșu, da? Pentru că roșu este într-o cantitate mai mare aici, da? Și o să ziceți, bine, dar nu se văd. Nu se va distinge rozul. Ok, dacă vrei să faci contrast, atunci mergi pe alb. Bun, hai să încercăm alt scenariu. La această rochie, fucsia, merge negru? Voi ce ziceți? Merge? Eu spun că nu merge, da? Fucsia, și știu că este o combinație și de-aia am ales-o să vi-o dau ca exemplu, pentru că știu că este o combinație foarte des întâlnită și foarte populară printre multe, dar această nuanță special de fucsia, de roz, nu merge cu negru, pentru că negru nu este în compoziția acestei culori. Această culoare este formată exclusiv din alb, roșu, da? O cantitate mai mare de roșu și foarte, foarte puțin albastru, ca să-i dea nuanța asta rece, da? Pentru că, dacă vă aduceți aminte ce am spus când am ridicat rochia asta în mână, este rece, este o nuanță rece, da? Prin urmare, are o cantitate foarte, foarte mică de albastru, da? Dacă vreți să puneți o nuanță închisă, mai degrabă puneți un albastru. Deși, personal, aș sta departe de această combinație, dacă mă întrebați pe mine. Hai să vedem dacă merge cu geaca de bluci. Să știți că și eu, de multe ori, așa fac. Așa iau hainele, le pun una lângă alta și mă uit să văd dacă culorile se bat între ele sau sunt similare. Adică găsesc un punct comun la acele culori. Da? E așa, mă. Ei, în cazul ăsta merge cu această nuanță de albastru, pentru că, v-am zis, este o nuanță mai caldă și cumva încălzește atmosfera, fiind o nuanță, e o nuanță rece de fucsia, dar totuși. Următorul scenariu este aceeași rochie cu o piesă din aceeași culoare. Hai să luăm următorul scenariu cu aceeași rochie roz, da? Avem rochia asta fucsia, care am stabilit că are o doză mică de albastru care o face să fie rece,
da? Hai să o punem lângă o piesă similară cu aceeași culoare. Ce ziceți de combinația asta? Practic, ea este aceeași culoare. Ce diferă? Diferă cantitatea de alb și de albastru, pentru că asta, în primul rând, este un pic mai deschisă, dar este și mai rece decât asta. Cu toate că asta am spus că este rece, da? Sunt două culori reci, sunt aceeași culoare, ambele în nuanțe reci, doar că una dintre nuanțe este mai rece decât cealaltă, da? Practic, a scăzut cu câteva grade temperatura ei. Bun. Și ce se întâmplă în momentul în care asociez două piese din aceeași culoare în tonuri diferite, da? Cu tonuri diferite. Ce se întâmplă cu ea? Asta care are cantitatea mai mică de albastru, care era rece inițial, acum pare caldă, da? Practic, în momentul în care asociezi două piese de aceeași culoare, dar cu tonuri diferite, cea care are care este mai puțin rece va deveni caldă, iar cealaltă va deveni mai rece. De-aia, în momentul în care vreți să purtați ținute monocromatice, aveți mare grijă, tot așa la tonul pieselor voastre de îmbrăcăminte, pentru că din două piese de aceeași culoare puteți să dați impresia că aveți două piese din culori diferite. Da? Pentru că acum, când le-am pus așa, brusc, asta pare caldă și brusc asta pare mai rece decât este în realitate. Astea sunt chestii de finețe pe care știu că dacă le luați așa din prima, vi se par chineză totală și vi se par foarte complicate. Eu zic în felul următor, dacă rețineți ideea cu culorile primare, da? Și dacă reușiți să recunoașteți o culoare, o haină, din ce culori este compusă, nuanța pe care o aveți, da? La haina aia respectivă. Și dacă mai reușiți să vă dați seama că este caldă sau rece și eventual cât alb are în compoziție, eu zic că sunteți safe, da? Sunteți mai mult ca ok. Ulterior veți deprinde și detaliile astea de finețe, cum vi le-am arătat eu cu rozul, cu fucsia, da? Fucsia rece și caldă, care se face caldă și rece, o să le deprindeți, că și eu, la fel, le-am deprins în timp, nu s-a pogorât Duhul Sfânt asupra mea și le-am știut dintr-o dată pe toate, ci la fel. Le-am luat în timp, ușor, ușor, le-am exersat, este drept că eu m-am ajutat și de partea de pictură când am început să învăț să pictez, dar asta e partea 15, da? Puteți, dacă vă este greu sau dacă vă vine mai ușor, nu știu, puteți să vă uitați la clipuri pe YouTube, de pictură, cum se combină culorile și poate veți înțelege mai bine. Dar, de principiu, nu e foarte greu și în timp o să le deprindeți pe toate, vă trebuie doar un pic de răbdare și un pic de atenție. Atât de atât. Hai să luăm un alt scenariu, care pentru mine este cumva chinuitor. Și anume, avem aici un albastru, care, din păcate, pe cameră se vede albastru royal. Albastru royal, ca să înțelegeți, este albastru pur. Albastru ăla, închis pur, da? Nu este, vă spun eu, sunt sigur că această bluză nu este albastru royal. Albastru royal e culoarea mea preferată, în cazul în care nu știți, așa, alături de lila. Asta nu este un albastru pur, este un albastru cobalt, ceea ce se consideră a fi un albastru cald. Dar acest albastru, ca să devină cald, culoarea dominantă pe care o are pe lângă albastru este, surprinzător pentru voi, o să vedeți, este negru. Da? Albastru cobalt, ca să devină albastru cald, așa, se combină cu negru și, într-adevăr, cu foarte, foarte puțin, dar foarte puțin roșu. Este o cantitate absolut neglijabilă de roșu. Și pentru cine nu știe ce este albastru cobalt, este o nuanță de albastru ușor gri. Are așa o tentă gri, dar un gri cald. Da? Că și griurile știți că sunt de mai multe nuanțe, sunt pe mai multe tonuri și alea. Este un gri cald în interior, ceea ce înseamnă că are negru. De aia, albastrul ăsta va merge asociat cu negru. Da? În momentul în care veți asocia albastrul ăsta cu alb, se poate, dar va fi un contrast. Da? Va fi un contrast puternic. Asta se întâmplă cu culorile complementare, sunt contrastante, da? Practic se resping, e ca la magneți,
Dar noi le punem ca să atragem atenția de multe ori culori contrastante. Puteți să faceți și combinația asta. Este o combinație foarte frumoasă, tocmai pe ideea că albul merge cu aproape orice. Da? Asta este versatilitatea albului. Mare atenție, paranteză aici la alb. Reiau ce am zis și în clipul acela cu asortarea culorilor la piele. Albul poate să fie și el de mai multe feluri, da? Poate să fie un alb rece, care are în compoziție albastru, sau poate să fie un alb cald, care să aibă un pic de galben în compoziție, în bate spre crem. Da? Ăsta este un alb cald. Știu că voi îl vedeți pe cameră alb curat, alb, dar e un alb crem. Deci mare atenție în momentul în care faceți combinația asta și la alb. Da? Că și albul poate să aibă nuanța denaturată. Și dacă puneți la albastru, pe lângă albastru, puneți întotdeauna un alb rece sau un alb pur. Dar nu puteți niciodată un alb din ăsta cu tentă de galben, pentru că cu ochiul liber se va vedea diferența, se va vedea că ăsta este cald. Chiar dacă nuanța asta în teorie este caldă, un albastru cald, ea tot rece rămâne la bază, pentru că na, așa e o particularitate a albastrului, nu intrăm în detalii. Și o să se vadă și o să arate cumva murdar, o să-l facă pe ăsta să arate murdar în momentul în care punem albul la galbui. Bun, da? Deci putem să punem alb la albastrul ăsta, dar el de regulă merge mai bine cu negru. Este una din puținele culori care chiar merge foarte bine combinată cu negru. Hai să luăm un alt exemplu. Avem aici un lila, cealaltă culoare preferată a vieții mele. Este un lila, este o cămașă, da? Și din ce este acest lila format? Păi dacă ne uităm la ea așa, din ce este mov, da? Practic, lilau este un derivat al movului. Este o altă nuanță de mov. Din ce se formează movul? Roșu cu albastru. Dacă ne uităm așa la ea, ne dăm seama că este caldă, dar foarte, este greu de observat, dar oricum, ne dăm seama că este caldă, da? Asta înseamnă că roșu este într-o cantitate mai mare, dar ce mai observăm? Că avem pe lângă albastru și roșu foarte mult alb în compoziție. Culoarea cu cea mai mare cantitate, culoarea predominantă din această nuanță, nu este nici roșu și nu este nici albastru, ci alb. Și atunci, prima culoare către care ne vom duce să asortăm acest lila este albul. Pam, pam! Da? Deci merge foarte bine cu albul. Apoi, hai să vedem cât de bine merge cu albastru. Merge cu albastru? Merge cu albastru, da? Doar că în momentul în care o asociem cu albastru, automat o va face să pară mai rece, da? Numai din acea nuanță caldă de lila, o să pară o nuanță rece de lila. Ia să vedem, merge cu galben? Wow, ia să ne uităm. Mov cu galben, oare merge? Nu merge, da? Pentru că sunt contrastante, da? Și dacă vă uitați pe roata culorilor, veți vedea că sunt cam opuse, da? Sunt paralele. Prin urmare, galbenul, neregăsindu-se în baza acestei nuanțe, nu merge. Că vrem noi să facem chestii artistice, să combinăm galben cu mov, asta e partea a doua. Dar în viața de zi cu zi, când vrem să mergem la serviciu, este bine să ne ferim de combinația asta, că nu e tocmai cea mai fericită. Dar, încă un lucru pe care vreau să vi-l aduc în atenție, apropo de combinația asta cu albastru și lila, da? Ele în sine merg așa, dacă vă uitați, da? În sine, combinația asta nu e rea, merge. Dar ce aș vrea eu să mai aveți atent în vedere în momentul în care vă asortați hainele, este tonul culorii despre care vorbeam. Că de-aia vă ziceam la început de cantitatea de lumină, da? Cât este deschisă culoarea. Încercați pe cât posibil, în momentul în care vă formați un outfit, să nu creați contraste puternice chiar dacă acele culori pe care le aveți în fața voastră sunt din aceeași familie sau acele culori stau la baza piesei voastre principale, da? Încercați să nu faceți genul ăsta de contrast, pentru că totuși este un contrast, da? În momentul în care una din culori este mult prea închisă sau mult prea puternică față de cealaltă, care este mai potolită, este mai deschisă, are o cantitate mai mare de alb în compoziție, ajungem în partea de contrast, da? Și nu știu dacă ne dorim neapărat. Atunci, ce vă recomand eu? În loc să luați un albastru din ăla, puteți combina lilau cu acest albastru. Da?
Și atunci combinația o să fie mult mai fericită, pentru că sunt relativ similare, sunt două nuanțe deschise, se completează perfect una pe cealaltă, da? Atât asta o completează pe asta, cât și asta o completează pe cealaltă. Și nu mai dăm în partea de contrast, da? Fiindcă ambele sunt luminoase, ambele au o cantitate mare de alb în ele și ambele, practic, sunt cumva pe același spectru, să spunem, da? Sunt surori, ca să spunem așa. Da? Deci încercați pe cât posibil în momentul în care faceți combinații să vă feriți de contrastele puternice, pentru că nu dau bine. În general, în ținute, contrastele nu dau bine. Sunt foarte puține situațiile în care contrastele dau bine. Sunt foarte puține. De regulă mai ține și de croială, mai ține și de evenimentul la care porți contrastul respectiv. Mă rog, e mai complicat, dar încercați pe cât posibil să vă feriți de contraste, da? Hai să luăm un exemplu și mai complicat, o nuanță și mai turbată și mai complicată. O avem pe prietena noastră aici. Această rochie, care este un albastru, dar un albastru care e aproape turcoaz. Și plecăm iarăși de la aceeași teorie, de la bază. Ce culoare este la bază? Albastru, am stabilit, da? Bun. Și ce mai are în compoziție? Mai are alb. Este mult mai deschisă decât albastrul ăsta. Este de 10 milioane de ori mai deschisă, da? Prin urmare, are foarte, foarte mult alb în compoziție. Pam, pam. Bun. Și în afară de alb, ce culoare mai are la bază? Păi, nu este albastrul ăsta pur, prin urmare, și de către o tentă marină, și atunci, ce culoare mai are la bază? Are roșu sau are galben? Roșu nu are sigur, că atunci ar deveni mov. Da? Atunci înseamnă că are galben. Deci are o idee de galben, da? O cantitate foarte, foarte mică de galben. În situația în care, în nuanța piesei voastre vestimentare, cantitatea aia de culoare este minusculă, cum e în cazul ăsta, eu aș zice să nu vă îndreptați în zona aia, să vă asortați cu acea culoare, da? Mergeți, cum ziceam și inițial, mergeți către culoarea care este în cantitatea cea mai mare. Și culoarea care este în cantitatea cea mai mare în cazul de față, la această, la această piesă, este albul, da? Deci asta merge cel mai bine și cel mai bine asortată cu albul. Se și vede. Dintre toate, se asortează cel mai bine cu alb. Se vede cu ochiul liber. Dar, dacă vreți să fiți excentrice, în loc să luați albastrul ăsta, puteți merge către un albastru cald. Da? O să fie un contrast aici, dar pentru că albastrul ăsta este cald, scoate în evidență mai mult culoarea asta fiind mai deschisă. Dar iarăși este contrast, da? Pentru că asta e mai închisă, foarte închisă, comparativ cu asta. Și am zis că este mai bine să fim safe și să mergem pe varianta culorilor relativ similare. Ia să vedem cu ce am mai putea noi să combinăm această culoare. Am putea să o combinăm cu asta? E, nu prea merge, vedeți? În situația de prea merge, da? Combinată blue-ul ăsta cu albastrul ăsta turcoaz. De ce nu merge? Pentru că ăsta, deși este un albastru, care tehnic vorbind este o culoare rece, având acea cantitate minusculă de galben, o face să fie o culoare caldă. Pe când asta este rece și ajungem iarăși în punctul de contrast, da? Deci există contrast și între nuanțele deschise, da? Care, tehnic vorbind, au o cantitate mare de lumină în ele, de luminozitate în ele. Și aici trebuie să aveți un pic de atenție. Da? Again, detalii de finețe, dar contează. Bun, cu rozul am stabilit. Hai să vedem ce facem când avem tipare. Ce facem când avem tipare? Și am luat aici un tipar simplu, o rochie cu un tipar simplu și să vedem ce avem aici. Avem rozuri, avem mai multe nuanțe de rozuri și avem predominant alb. Mai avem un pic de negru. Și atunci ce facem când avem tipare? Ne uităm la ce avem, per total, și o luăm așa, băbește, să vedem. Aici când avem tipare nu ne mai gândim la culoare și la baza culorii. Nu acum, cel puțin, da? Un pic mai încolo ne gândim. Dar pentru început, când avem tipare, ne gândim la ce culori avem per total în acel tipar. Care sunt culorile per total? Deci am stabilit rozuri, alb, un pic de mov, așa, și un pic de negru. Bun. Hai să o luăm cu negru, că am zis că e ultimul. Să vedem dacă merge. Ia uite. Voi ce ziceți? Merge?
combinația asta, tiparul ăsta cu negru, eu zic că nu merge. De ce nu merge? Pentru că negru este într-o cantitate foarte mică în acest tipar și va îngreuna, va crea un contrast între cele două, da? Bun. Atunci, hai să luăm alb. Am zis că este și alb mult, da? Este pe fundal alb. E, parcă e mai bine. În momentul în care aveți un tipar și decideți să asortați acel tipar cu o piesă care la bază are aceeași culoare ca fundalul tiparului, veți fi safe. Deci, în ceea ce privește tiparele, prima regulă de asortare a tiparelor este să mergi pe, să le asociezi cu culoarea de fundal. Da? Indiferent, dacă aici pe fundal aveam negru, atunci negru s-ar fi potrivit mai bine. Dacă pe fundal aveam galben și puneam galben, s-ar fi potrivit mai bine. Da? În situația de față, pe fundal am alb și automat albul o să meargă mult mai bine. Bun, dar nu vreau să fiu boring. Bun, nu vreau să fiu plictisitoare și atunci ce fac? Ups! Atunci dau toate hainele jos. Asta fac. Iau una din culorile din tipar. Da? Iau una din culorile astea de aici. Având în vedere că în situația de față este predominant rozul, voi asocia un alt roz. Care roz se găsește în acest tipar? Într-adevăr, într-o cantitate mai mică, nu atât de mică ca negru, dar într-o cantitate mai mică, dar merge. De ce? Pentru că îl regăsim aici, acest roz. Se vede foarte clar, da? Pentru cine are dubii, se vede foarte, foarte clar că rozul ăsta este și în tipar aici. Și atunci creăm o conexiune între piesele noastre vestimentare, pentru că idealul nostru în momentul în care ne creăm un outfit este să existe o conexiune, să existe o poveste, să o legătură între toate piesele pe care le purtăm. De aia, contrastele sunt de evitat în cele mai multe situații, cu mici excepții, da? Contrastele sunt de evitat pentru că ele se bat cap în cap, nu creează o conexiune, nu sunt unitare, da? Nu au o poveste similară, nu vin din același cadru, ca să spunem, da? Vin din două cadre diferite. Ei, în situația de față merg foarte bine, adică acum nu știu dacă merg ca și croială ambele, dar cel puțin culorile vorbind, merg foarte bine. Hai să luăm altă culoare, alt tipar. Avem aici un alt exemplu de tipar care este foarte complicat pentru cele mai multe femei. Am observat că cele mai multe femei cu genul ăsta de tipar dau greș. Dar este foarte simplu de asortat. Ne uităm iarăși la tipar. Ce culori am aici? Păi, de data asta am fundalul alb, sau mă rog, e un crem, bun. Deci, pentru că fundalul este crem, va trebui să am grijă dacă asortez alb, să fie tot un alb din acela gălbui, crem, bun. Am negru destul de mult, mai mult ca în partea cealaltă, am un pic de galben și am albastru. Hai să vă arăt un truc cu galbenul. În primul rând, pot să pun galben în această combinație, pentru că am galben aici, dar am galben și în acest alb de pe fundal, da? Dacă albul de pe fundal era un alb rece, galbenul ăsta nu-și mai avea locul aici, da? Dar punând galben cu această fustă, merge, pentru că are fundalul acela gălbui, da? Albul la gălbui. Și în același timp scoate în evidență petele alea galbene, care nu sunt așa multe din ea. Bun. Deci asta este un truc pe care îl putem face, care la fel ține de finețe, dar e bine de menționat. Apoi, ce mai putem face cu această rochie, cu această fustă? Ia să vedem. Dacă o pun cu negru, cum arată? Arată bine? Arată și nu prea arată. Da? Tehnic vorbind, dacă e să urmărim toată teoria pe care am spus-o până acum, ar merge să folosesc negru la această fustă, da? Să o pun cu o piesă neagră. Ar merge. Dar știți care e dezavantajul negrului, care e partea proastă cu el întotdeauna? Este că întunecă foarte mult orice ținută. Da, multă lume spune că negru merge la orice. Eu tocmai v-am demonstrat în clipul ăsta că nu merge cu majoritatea lucrurilor, da? Deci să vă iasă din cap ideea asta că negru merge la orice, că nu e adevărat. Negru nu merge la orice și tocmai am demonstrat chestia asta, că negru nu prea merge nici cu acele piese în care există negru, da? Asta este o fustă destul de veselă și în momentul în care o asociez cu o piesă atât de neagră, deja o întunec toată, da?
Prin urmare, nu lăsați-o mai bale cu negru, vă rog eu frumos. Ăsta e motivul pentru care urăsc eu negru, nu pentru că îl poartă toată lumea. Da? Deci ăsta este motivul principal. Pentru că, în general, negru merge cu foarte puține lucruri. Merge cu alb, dar contrastează, și negru merge cu negru. Negru, o să râdeți, dar negru nu merge de cele mai multe ori, nu merge nici cu gri. Și este la baza griului, da? Este paradoxal, dar negru de multe ori nu merge nici cu gri. Bun, și atunci ce mai pot să fac aici? Pot să pun alb, cum am zis, da? Dar iau albul ăsta, crem, și uitați cât de bine vine. Și acum puteți să faceți o comparație între sacoul negru pe care l-am pus mai devreme și sacul ăsta care este un pic crem, da? Să vedeți diferența. Și acum poate înțelegeți de ce... Ia, facem așa. Înțelegeți de ce tiparul ăsta nu prea merge cu negru, da? Puteți, chiar să-mi spuneți în comentarii la fusta asta cu ce mai merge mai bine. Cu ce vi se pare vouă că merge mai bine? Cu sacoul alb sau cu sacoul negru? Și având în vedere că am zis că mai există un pic de albastru în combinația asta, putem să facem exact ce am făcut și cu galbenul, și anume să luăm o bluză albastră. Mare atenție, exact, repet ce am zis la început, nuanțele să fie similare, da? Că dacă veniți cu o nuanță ca asta și eu am un albastru deschis, stați așa, că mă încurc, m-a zis că am nevoie de 6 mâini, așa, dacă veniți cu o nuanță de asta, nu mai e din același peisaj, da? Asta se potrivește mai degrabă cu negru de aici decât cu blue-ul ăsta pe care l-are în compoziție, da? Prin urmare, mergeți cu un albastru similar. Vede cât similar. Acum, nu am eu aici exact nuanța aia de bluză albastră, dar vă mai puteți juca și cu accesoriile, da? Deci, și apropo de accesorii, încă un aspect la care să aveți grijă este că și în ceea ce privește accesorizarea, și aici spun pantofi, curele, nu știu, alte detalii pe care le aveți voi, în afară de bijuterii, și astea merg pe aceeași teorie a culorilor, da? Deci aveți grijă cum accesorizați, că și acolo se aplică aceeași teorie a culorilor. Haideți să luăm un exemplu și mai dificil, și anume ăsta. Acest roz pudrat, care este considerat neutru în zilele noastre, mă rog, el nu e neapărat neutru, că nu e bej, dar e considerat neutru. Este un roz pudrat. Ce avem la bază? Avem roșu și mult alb. Dar, ca să ajungem la nuanța asta de roz pudrat, avem și gri mai degrabă decât negru, da? Sau o cantitate mică de negru care să-i dea tenta asta pudrată, așa. Bun, și atunci hai să vedem ce facem. O punem cu roșu. Contrastează, da? Merge, da, mai greu. E cam forțată treaba. Punem cu alb. Merge. Mai bine decât cu roșu, dar totuși tot e un contrast. Da? Deci, hai să luăm negru, că avem o cantitate mică de negru în compoziție. Yikes! Yikes! Da? Nu merge. No way. Oricine ce mi-a zice, nu cred că rozul ăsta pudrat merge cu negru. Niciodată. Deci ce se întâmplă? Este genul de nuanță, de culoare, foarte dificilă. În ciuda faptului că se zice că este neutră, nuanțele neutre sunt greu de purtat. Pam, pam! Și asta pentru că ele creează cu cele mai multe dintre culorile de bază sau culorile pe care le au la baza lor, creează contrast. Da? De asta nuanțele astea de nude. Și atunci cel mai simplu este să găsim o culoare, o nuanță de nude care să fie relativ apropiată. Nu sunt similare. Ideal ar fi fost ca asta să fie și mai roz. Ea este roz dacă o iau așa. Ea dă în roz. Are o tentă de roz. Dacă o pun lângă asta, îi dispare tenta de roz. Iarăși, ține de detalii. Dar nuanțele astea, în general, astea așa, de rozul ăsta pudrat, merg asortate doar cu nuanțe similare. Sau mai degrabă să le folosiți ca accesoriu, să le folosiți ca fundal pentru altceva. Adică aveți, nu știu, o fustă care este similară, nu știu, are în compoziție nuanța asta roz, voi o folosiți pe asta ca bază, da? Dacă aveți o rochie cum e asta, încercați să găsiți o chestie, o piesă nude, care să vină să o, să o... Și aici există un contrast, dar contrastul nu este atât de puternic cum este la astea, da? Deci, mare atenție la nuanțele nude.
este greu să le asortez, de-aia le veți vedea purtătoarele notorii de nude din lumea asta și în speță clanul Kardashian, o să le vedeți că poartă nude cu nude, da? Și nu prea combină nuanțele de nude între ele, pentru că sunt destul de dificil de combinat, da? Deci, nude-ul merge mai degrabă ca accesoriu care să vină în completare. Adică, la un tipar să ai un pantof nude, da? La o rochie să ai o geantă nude, un pantof nude, merg, da? Merg mai degrabă pe partea de accesorii decât să le îmbraci efectiv și să încerci tu să faci o combinație de outfit. Alea pot pentru că au stiliști și aia stau și mănâncă creierii cum să le combine nude-urile, dar noi nu avem stiliști, așa că mai bine stăm la distanță de acele nude-uri. Și iarăși este foarte important în momentul în care asociați la piesele voastre vestimentare nude, culori din astea neutre, nude, aha, să aveți grijă la luminozitatea lor și dacă sunt calde sau reci, pentru că aici avem, de exemplu, rozul ăsta pudrat care este considerat tot un nude și este cald. Ăsta, tehnic vorbind, v-am zis, e cald, dar când îl pun aici e rece, da? Sunt și acele nuanțe reci de nude. Deci mare atenție să aveți grijă la tonul lor, da? Și la cât de deschise sau închise sunt, pentru că trebuie și ele adaptate la celelalte piese pe care le aveți. Bun, hai că mai luăm două exemple, vă mai dau și vă las în pace, că cred că v-am înnebunit. Avem un roșu aici, un exemplu foarte simplu, ar trebui să știți deja până la momentul ăsta. Avem roșu la bază, da? E roșu. E o rochie roșie, foarte drăguță, dar dacă mă uit cu atenție la această rochie, dacă mă uit cu mai multă atenție la această rochie, ce observ? Ups, are în combinație galben, pentru că galben, băi, nu albastru, galben, așa, pentru că e un roșu cărămiziu, este un roșu cald. Dacă vă amintiți, când vorbeam eu de cum ne asortăm hainele la nuanța pielii, spuneam de roșu rece și roșu cald. Ăsta este un roșu rece, dar asta am avut să pun acolo, la culorile primare. Da? Avem roșu cald și roșu rece. Se vede foarte, foarte bine diferența dintre ele. Acum este foarte evidentă diferența. Ăsta are galben în compoziție ca să devină cărămiziu. Ăsta are albastru în compoziție ca să devină cărămiziu. Da? Bun. Asta ca să repetăm ce am zis la început. Și atunci cu ce merge să asociez acest roșu cărămiziu, care este destul de portocaliu, depinde cum bate soarele în el. Păi cu ce merge? Merge cu galben. Merge cu galben. Chiar dacă contrastează destul de puternic, piesele pe care le am eu aici contrastează destul de mult, pentru că ăsta este un galben deschis, ăsta este un roșu mai închis decât acest galben, da? De aia zic, trebuie să aveți grijă și la cantitatea de lumină pe care piesele o au în compoziție, da? Dar de principiu merge cu galben, nu cu galbenul ăsta, poate nu cu galbenul ăsta, n-aș pune rochia asta la un astfel de galben, dar la un galben mai închis. Am constatat că nu prea am lucruri galbene în garderobă, așa că mă folosesc și eu de ce am la îndemână. Dar cu un galben mai închis ar merge. Cu un galben așa mai portocaliu chiar ar merge foarte bine. Da? Apoi, cu ce mai merge oare? Hai să vedem. Merge cu alb? Da, merge cu alb, cu un alb în cremă așa. Chiar foarte bine. Da? Chiar dacă contrastează, ăsta este unul din contrastele alea care merg. Hai să vedem dacă merge cu negru. Roșu ăsta cărămiziu. Nu prea. Nu? Nu prea merge. Iar un loc în care negru dă kicks. Prin urmare, în momentul în care voi purta această rochie, dacă vreau să fiu excentrică, îmi voi lua niște accesorii galbene, dar v-am zis de un galben mai închis, nu ca ăla, un galben care să fie apropiat de tonul ăsta, sau pot să merg pe nude. Da? Pot să merg, cum ziceam mai devreme, cu nude. Și aici asta se vede clar că este neutru și în rolul nude-ului în sine este să nu atragă atenția. Adică vine doar să completeze acolo situația, dar nu atrage atenția, prin urmare lasă toată atenția către piesa ta colorată. Bun, și ce vreau eu să vă mai arăt? O piesă, de exemplu, care are foarte multe detalii. În momentul în care avem o piesă din asta cu foarte multe detalii,
cum este această rochie, care este încărcată de detalii. Ea poate la prima vedere nu pare atât de încărcată de detalii, dar vă spun eu că este. Facem un inventar, da? Întotdeauna, dacă nu știți cu ce să vă asortați hainele sau dacă nu știți cu ce merg, prima dată faceți un inventar al acelei piese vestimentare, de la croială, de la mărime, de la formă, de la ocazia pentru care este făcută, până la culori, cum am făcut eu mai devreme, în exemplele de mai devreme, da? Deci, în cazul în care vă este, nu știu, greu să vă dați seama ce, care, cum merg, încercați să faceți un inventar al acelor piese și o să vă ghidați ușor, ușor singure pe drumul cel bun. Bun. Deci, o luăm așa, de sus în jos. Avem aceste bretele care sunt, practic, la pièce de résistance, pe care eu le scot, dacă mă întrebați pe mine, și le-aș înlocui cu ceva mai de calitate, pentru că sunt dintr-o fundă de proastă calitate, dar asta e altă discuție. Așa. Deci avem aceste funde care practic atrag atenția foarte tare pentru că sunt în contrast cu partea asta, da? Cu restul rochiei. Bun, avem aceste funde, da? Care în sine atrag atenția foarte tare. După aceea avem partea asta care este foarte plisată. Pe lângă asta avem tot tiparul de pe rochie, după aceea mai avem și rochia în sine, partea de fusta rochiei, care și ea este plisată și are un detaliu deosebit, este balon și mă rog. Da, deci este o piesă în care în sine este foarte, foarte încărcată de detalii. Bun, în cazul în care avem o astfel de piesă vestimentară, super încărcată de detalii, recomandarea, în general, a stiliștilor este să nu mai punem nicio altă piesă care atrage atenția, da? Deci încercați pe cât posibil să vă feriți de culori, de croieli care să atragă atenția, de detalii care să atragă atenția. Așa că, în cazul ăsta, surprinzător o să meargă negru aici, da? În mod surprinzător o să meargă negru și o să o scoată în evidență. Bine, nu merge sacoul ăsta cu rochia în sine, da? Dar nu despre asta vorbim, vorbim așa ca idee despre culori. Sau, cel mai bine, o lăsați singură, da? Este o rochie de vară, nu ar trebui să vă fie frigă și să puneți ceva peste. Prin urmare, e bine să o lăsați așa singură, să strălucească ea cu toate detaliile ei încărcate, să nu mai puneți nici prea multe accesorii, da? Și dacă vreți neapărat să vă orientați către sandale, către o poșetă, către ceva, mergeți către ceva nude, da? Pentru că nude în condițiile de față, bineînțeles, nuanța potrivită de nude, nu asta, o nuanță potrivită de nude, ca să nu atrageți atenția și asupra acelor detalii. Da? Este foarte important, pentru că multă lume aici are probleme cu tiparele în general, există o problemă mare, 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 și în al doilea rând cu acele piese care au foarte multe detalii și sunt prea încărcate, sunt un spectacol în sine și vin și asociază altceva care să facă un circ, dintr-un spectacol să devină un circ. Să spunem că, spre exemplu, la asta vin și pun asta, da? Ia până la mie așa să vină. E un circ, deja devine un circ, da? Deci asta este cumva un crez general al stiliștilor în momentul în care ai o piesă foarte complexă și dacă vorbim de o fustă sau de o bluză, mergi pe o variantă mai safe, da? Cu restul outfitului. Restul outfitului să vină în completarea acelei piese. Cum v-am dat eu exemplu, stați așa, cum v-am dat exemplu și aici, da? La fusta asta. Fusta asta în sine e și ea, este un spectacol. Prin croiala ei, prin toate detaliile pe care le are. Parantezare și buzunare este minunată, da? Și atunci vin și pun o piesă simplă lângă ea, da? Ori așa, ori dacă nu, pun un alb din ăsta, care se confundă cu fundalul, știi? Și lasă să se vadă piesa noastră care este în spectacol, da? Dacă vin și la piesa asta, de exemplu, vestimentară, pun... ce să pun? Dacă vin și la spectacolul ăsta, spre exemplu, adaug, ce să adaug? Hai să iau pe asta. O adaug pe asta, da? N-am nicio treabă. Sunt un circ, deja. Sunt din alt spectacol. Sunt din alt film. Ia să-mi... Asta. Ce ziceți? Da? Sunt din alt film. Sunt două bucăți din filme diferite.
Prin urmare, încercați să vă concentrați pe o piesă care să fie centrul atenției și restul să vină în completare. Este cel mai bine, este cel mai sănătos și este cel mai safe dintre toate. Ce vreau eu să rețineți este de preferat cât de mult, care este culoarea de bază, care sunt culorile de bază ale piesei voastre vestimentare, cât de mult alb sau negru are în compoziție, dar cu precădere alb. Și de aici încolo o să reușiți să vă ghidați singuri, da? O să reușiți să vă orientați singuri, da? Aceeași teorie este valabilă și cu culorile secundare, da? Că de fapt de aici plecase discuția mea cu Pebbles, era vorba de verde, da? Verdele ce are la bază? Are galben și albastru. Deci trebuie să aveți grijă la culorile pe care le compun, din care este compusă acea nuanță pe care o purtați, la ton, adică luminozitate, cât de mult alb are în compoziție, cât de deschisă este, cât de pastelată este acea culoare sau mai puțin pastelată și dacă este o nuanță rece sau caldă, da? Prin urmare, dacă știți chestiile astea, sunteți mai mult ca safe, unde vă puteți orienta, dacă vă obișnuiți să faceți un inventar așa al lucrurilor ăstora, când vă uitați la o piesă vestimentară, vă va fi foarte ușor să găsiți ceva cu care să o asortați și de asemenea vă va fi foarte ușor să vă dați seama dacă vă vine bine sau nu, bazat și pe clipul pe care l-am pus cu culorile și asortarea cu nuanța pielii. Bun, cam atât pentru astăzi. Dacă mai aveți întrebări, le aștept cu mare drag în comentarii. Nu ezitați să mi le puneți, că sigur mi-au scăpat lucruri. Sunt foarte multe chestii de discutat pe subiectul ăsta. Dați un like și un share la clip dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o și veniți și pe Instagram, că vorbesc mult, mult cu voi în fiecare zi. Vă pup și ne vedem în următorul clip.